Echipele Societății Horticultura SA sunt prezente zilele acestea în Parcul Catedralei, unde realizează intervenții la arbori deteriorați pentru a preveni accidentele și pentru a proteja siguranța cetățenilor. Din păcate, câțiva platani din Parcul Catedralei au fost incendiați. Cetățenii au aprins focul în scorburile acestor arbori. Pentru a ne asigura că arborii respectivi nu vor pune în pericol oamenii, am intervenit pentru defrișarea platanilor și vom continua intervențiile și în perioada următoare. Astfel de acte de vandalism nu și-au locul într-un oraș civilizat și verde precum Timișoara. Muncim zilnic pentru a menține zonele verzi din oraș curate și îngrijite în beneficiul cetățenilor, transmit reprezentanții societății.